izolarea nu este calea spre fericire. Dumnezeu ne-a făcut și ne-a creat ființe sociale. Și în toate sferele societății, noi ne împlinim într-un anume fel nevoia socială. Dumnezeu a hotărât ca nevoia sexuală să fie împlinită într-un cerc foarte restrâns de două persoane în interiorul căsătoriei. Și împlinirea vine doar în contextul acesta. Singurătatea în contextul ăsta nu are cum să aducă împlinire, pentru că nu a fost construit actul sexual ca să aducă împlinire în singurătate. Tocmai lucrul acesta îl face pornografia. Te jefuiește de împlinire și de bucurie din actul sexual pentru simplu fapt că te izolează, că ești singur acolo. Și este un lucru care îți produce până la urma urmei un foarte mare rău ție însuți.